fost asta. Dar nu ratez. S-a dus? A intrat? A intrat? Vă salut pe toți și bine ați venit la bătălia finală de la voluntari. În spatele meu avem 5 super fotbaliști, iar alături de Superliga avem o ultimă probă, Corner Challenge, băieți. Scorul, trebuie să spunem, este 3-1 pentru echipa lui Vadim Rață, dar urmează o probă care ține atât de precizie, cât și de noroc, părerea mea. De foarte multe ori am încercat-o, dar am lovit bara. Vom vedea, vom executa fiecare câte 3 lovituri de la 6 metri, 16 metri și direct de la colțul terenului. În total 9 lovituri de persoană. La final se adună scorul per echipă. Câte goluri credeți că dăm? De persoană. Din nou. Din toate 9. 6, așa da. Eu după ce am dat la bar așa de slav, nici nu știu ce. Nu, eu zic că asta e problema. Nu mai am moral. Eu zic că asta e problema. Nu mai am moral. Hai că dau vreo 5. 5? 5? 5? Dacă se duce pe 5. Toată lumea 5. 5 pe linie. De trecere, nota de trecere. Hai să nu mai stăm la discuții și dăm drumul finala finalelor. Hai Mihai, prima. Ce m-am zis de bar? Bun, frumoasă asta. Una. Hai să vedem a treia. Bine, bravo, două. Popică. Frumos. Bine, frumos. Hai cu toate trei. A doua. Gol, bravo, excelent. Cu tot cu camera a intrat în poartă. Bravo, excelent, 3 din 3. Hai, dama. Dai și tu 3 din 3? Una, frumos. Bravo, mamă, ce execuție frumoasă. Hai, 3 din 3. Excelent. Bravo. Vă zic sincer, mai rar. 3 din 3 de 2 ori, bravo. Analizează toate unghiurile posibile. Gata. Credeam că analizezi. Oh, cât de frumos. Nu te grăbi. Bravo. Mamă. Bravo, mă. Deja mă simt aiurea pentru că toți dau 3 din 3. Urmez și eu la un moment dat. Dar poate mă ajută Vadim, asta am vrut să zic. Poate mă ajută Vadim și nu dă el 3 din 3. Hai, concentrează-te. Mamă, ce frumos. Hai, și ultima. Ba da, frumos. Prima. N-ajunge, nu intră. Bună! Foarte bine! Hai că ratezi acum și e gata. Dacă ratezi, plecăm egalitate. La egalitate de aici, da? Da, nu ratezi. S-a dus? A intrat? A intrat? No look, tată! Mihai, când ești pregătit, a plecat prima lovitură. Hai să vedem. Frumoasă asta, bravo! A căzut și în poartă direct, asta e 2 puncte. Nimic, bravo. Nu știu ce am dat așa sus, dar vreau să dau direct în poartă. Că Mele oricum nu dă. Mele, eu zic că tu poți să dai și 9, să le dai pe toate 9. Primul fotbalist care poate să le dea pe toate 9. Bravo! No! Cât ghinion, mare! Mamă! Bravo, Mele! V-am zis că e mai greu de aici. Bravo, Mele. Cine a mai dat 3 de acolo? Ia să vedem. Cristi, tu ai dat și Dama a dat 3, așa? Hai să vedem dacă cineva reușește aici la voluntari să dea 9. 9 din 9. Nu nimic. A fost presiune. A dat. Sincer, a fost presiune.
Deci, din cauza lui Florin Cernat, care a pus un pariu acolo cu el, n-a mai dat niciuna dama. Hai, Costin. Singurul fotbalist din Superliga care dă nouă, nu! S-a dus, gata! Bravo! No. Bravo, 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 bravo! One more. Hai, încă una. Măcar o... Na! Aproape, hai, Rățușcă! Trebuie să dea rață mai multe, hai, Rățușcă! Da, trebuie să dea... Trebuie să dea una, măcar. Măcar una, da. E bună. E bună! Da, a pus-o direct acolo. E bună și asta, bravo, bravo, bravo! Eu câte două, stabil. Gol! Da. Foarte bine! Foarte bine! Top. Foarte ce bine. Cârge! Chiar... Nu, prea mult efect! Haide, mă, cu încă unul. Bună, două! Mergem la colțul terenului. Ultimele lovituri. În acest moment, scorul este 12-10 pentru noi. Totuși destul de echilibrat, aș spune, deoarece mai avem 3 lovituri de fiecare, dar trebuie să ne concentrăm acum. Hai să vedem. De pe linie, da? Să știți, să nu ziceți că de la corner și dați de aici. Oh, frumos! De ce dai așa de păi cum? El încearcă eu? Spectacol, păi să iei direct. Excelent! Da, și mă, din gură! Uite-o pentru tine! Nu, no, nu, no, nu! No. Așa, frate, uite, asta e bună! Bine! Ce frumos a fost asta! Da, da! Hamele! Nu-i nimic! Mamă, cât de aproape, nu-i nimic! Hamele, asta o dai! Cu una am fost rege! Come on! Good! Nice! Hai, da, noi avem de recuperat două. Centrare frumoasă! Pentru Igor arma așa că o trebuia să fie. Da, asta e, centrare frumoasă. Nimic! Hai că ultima. Bună asta, bravo, da, bravo. Dă-te uși de. Hai, Cristi. Bravo, Costin. Asta ești tu. Nu fi unicul care nu-ți dă niciuna. Asta e. Avem două în momentul ăsta, nu? Da. Hai să avem trei în față. Să stăm liniștiți. Să-l obligăm pe Vadim să dea 3 din 3. No! Concentrează-te. Nu le da pe sus. Și dacă e egalitate? Aoleo, 2 din 2 să ne egalați. Altfel ridicăm trofeul la proba asta. No! Yeah! Hai să vedem. Am fost rege cu una. Hai să vedem. No, prea mult efect. Da. Încă două. No, nu merge nici asta. E bună. No! Mare. Bine, știu că mai susținut să fie, singurul. Câștigăm cu două goluri diferență, bravo băieți oricum, campionii de astăzi de la voluntari sunt ei, felicitări, aplauze, bravo, bravo Vadim, bravo Dama, bravo Mihai, bravo și nouă, pentru că am câștigat ultimele două probe, câștigăm ultima probă, eu le mulțumesc foarte mult băieților și până data viitoare voi nu uitați, go super!